Bună dimineața, bine v-am regăsit! Să începem împreună o săptămână magică. Magică așa cum sunteți voi, toți cei care mă ascultați și care îmi scrieți de asemenea. Haideți să vedem care este mesajul acestei zile. L-am extras și spune așa. Atunci când nu mai faci presupuneri, tu devii impecabil în tot ceea ce spui, iar viața ta se transformă în totalitate. Ea devine pur și simplu magică. Tot ceea ce îți dorești vine singur la tine, căci spiritul se deplasează liber prin tine. Cum spuneam, lăsați-vă viața să vi se transforme, transformați-vă și voi, vindecați-vă cu multă iubire, cu multă magie în viața voastră și fără presupuneri. Da? Deci nu faceți presupuneri inutile, pentru că presupunerile nu ajută la nimic. Sau tot felul de gânduri neprietenoase, care nu ajută în niciun fel și niciun chip. Ce facem noi astăzi, 19 octombrie? Chiar voiam să vă mai întreb așa cum sunteți cu Mercur ăsta retrograd, Marte retrograd, deja două planete personale retrograd, suntem așa cu multă agitație, cu multă tensiune, multe lucruri de rezolvat, revizuit, poate chiar regândit, pentru că Mercur retrograd vine pe partea asta de gândire, de logică, analiză, iar Marte cu acțiunea, da, să fim un pic mai atenți înainte de a acționa. Dacă suntem atenți, lucrurile se vor alinia favorabil. Cum îmi place mie să spun, toate stelele sunt norocoase, important e să te aliniezi cu ele. Dacă te-ai aliniat cu ele, aia e. Am aici și harta, harta pe care o voi interpreta la nivel general. Încă o dată, multe îmbrățișări și multă magie către voi, cei care mă urmăriți, vă mulțumesc că sunteți alături, apreciez din toată inima mea suportul vostru și faptul că îmi dați încredere și faptul că vă dați voie să vă lăsați pe mâinile mele, aici mă refer la cei care ajung la consultații, pentru că este un lucru foarte mare să știu că cineva își pune încrederea în cunoștințele mele și nu neapărat în cunoștințe, că să ai cunoștințe e simplu, poți să citești niște cărți, te mai duci la niște cursuri și gata, ai aflat tu niște chestii și le dai mai departe. Dar aici e vorba de intuiție și abilitatea mea de a vedea niște lucruri acolo unde ceilalți nu văd. Abilitățile mele născute, dar și dobândite, în urma unor evenimente care au avut loc în viața mea. Nu înseamnă că sunt vreo specială, sunt un om ca orice om, sunt la fel ca voi, am și o viață la fel ca a voastră. Doar că anumite evenimente din viața mea m-au făcut să văd lucruri acolo unde alții poate nu observă nimic. Asta este, de fapt, superputerea mea. Superputerea mea este că am o intuiție foarte bună și știu unde să vă apăs pe declanșatoare. Nu spun ceea ce omul vrea să audă, deci să ne înțelegem. Foarte mulți vin la mine, pleacă dansând, dar eu nu le spun neapărat ceea ce vor ei să audă, eu le spun ce au nevoie pentru a-și îmbunătăți viața. Și asta este puterea mea. De fapt, am mai multe superputeri. Intuiția, faptul că am niște simțuri dezvoltate extrasenzoriale pe care le-am dobândit în urma unui accident când eram copil. Asta nu v-am spus niciodată, dar la vârsta de 5 ani am avut un accident și în urma acelui accident am dezvoltat niște abilități. Și cei care ajung la mine își lasă sufletul pe seama mea sau în seama mea. Și le mulțumesc că fac lucrul ăsta și majoritatea mi-au mulțumit cu recunoștință că și-au dat voie să fie vulnerabili în fața mea, eu lucrând pe sufletele lor. Asta fac. Asta este încă una din superputerile mele. Poate că faptul că sunt destul de tânără, mulți nu-mi dau crezare. E, uite-o și pe asta, e și acolo una, uite-te că e tânăr, sigur, clar, n-are experiență. Dar să știți că experiența în acest domeniu nu ține neapărat de câți ani ai în spate sau câte mii de astrograme ai făcut. Pentru liniștea voastră am făcut câteva mii, nu 10.000, când mai aud pe unii la 30 de ani au făcut 10.000 de astrograme. Băi, fugi de aici, că n-ai avut când, adică nu ai când, e un studiu îndelungat. Abia după un timp ajuns să le faci foarte repede, eu le fac pe loc, deci să ne înțelegem. Nu accept să mi se dea data înainte cu 10 ani, bine, mulți o mai fac, nu le zic nu-mi da, dar eu toate le fac pe loc pentru că îmi folosesc abilitățile mele extrasenzoriale, așa cum spuneam. Și bineînțeles și teoria, munca din spate a unui astrolog care înseamnă studiu, școli pe care le-am absolvit, cărți citite, nopți pierdute, să-mi dau seama de niște lucruri și să analizez.
Așa că nu contează vârsta pe care o ai, poți să fii bun și la 10 ani să fii geniu sau la 5 ani, cum ar fi Mozart, spre exemplu. Nu i-au trebuit să cânte nu știu cât ca să fie un geniu. Așa că nu mai asta cu vârsta e tânără, sigur nu știe, uite să te surprind. De la ce pornisem? Pornisem de la faptul că le mulțumesc celor care își lasă sufletele în mâinile mele, să-i ajut să evolueze și să atingă liniște sufletească. Nu mai puneți etichete pentru vârstă, pentru cum arată cineva, pentru că nu știți prin ce experiență a trecut și nu știți ce superputeri deține. Haideți să vedem ce facem astăzi. Care sunt aspectele? Berbec. Astăzi berbecii fac o deplasare, au fie o conversație la distanță, fie chiar se deplasează efectiv. Vor pleca, vor ieși din oraș sau pur și simplu sunt foarte mult pe drum. Este important, dragi berbeci, să vă alocați puțin timp sufletului vostru, pentru că din grabă veți încurca niște lucruri și poate chiar să vă duceți în eroare mult mai mult decât e cazul sau decât puteți să rezolvați apoi într-un mod rapid. Taur. Nativii Taur vor primi astăzi niște bani sau au nevoie de o refinanțare. Puteți să investiți și voi la rândul vostru sau puteți să aveți o discuție și să încercați să convingeți și o altă persoană să investească alături de voi. Vă gândiți la strategii prin care să creșteți și să evoluați pe plan financiar. Gemeni. Nativii Gemeni vor avea discuții foarte puternice cu oameni din jurul lor. Aceste discuții vă trezesc la realitate, vin ca un duș rece. Este foarte important să nu mai fiți critici cu voi astăzi, dragi Gemeni, pentru că indiferent ce mică greșeală veți face, vă veți pune o presiune deasupra voastră inutilă. Ați greșit ceva, nu-i nimic, rezolvăm, dar nu vă presați mai mult decât e cazul, pentru că o să vă îngropați așa niște sentimente neprietenoase deloc. Rac. Astăzi nativii racii au niște situații pe la locul de muncă, vă dați seama că cineva v-a păcălit, poate chiar v-a întins o capcană și va trebui să reluați șirul discuțiilor, șirul negocierii, poate chiar să vorbiți mai mult cu ceva clienți, pentru că ați căzut într-o mică capcană, într-o mică, să le spunem așa, o buclă care vă bagă în încurcătură. De asemenea, racii vor primi o veste de la depărtare care va aduce așa o bucurie pe sufletel. Leu. Nativii leu au motive de zâmbet astăzi pentru că reușesc să primească atenție de la persoana de care sunt îndrăgostiți sau, mă rog, către care are ceva sentimente sau au ceva sentimente lei, da? Este important astăzi să verificați niște lucruri prin casă. Nu știu dacă ați scos firul de călcat, dacă ați lăsat vreun bec aprins, dacă ceva s-a ars prin casă, nu știu. Atenție cu electrocasnicele sau atenție cu anumite obiecte în casă, pentru că pot fi ceva probleme pe acolo. Fecioară. Nativii Fecioară au mult de lucru cu niște acte. Începeți săptămâna așa în forță cu acte, documente, avize, contracte. Trebuie să fiți foarte atenți înainte de a semna și înainte de a le da mai departe, pentru că dacă a plecat dosarul, apoi este mult mai greu să refaceți tot șirul, tot drumul. Ideal ar fi să le contorizați pe toate mult mai atent. Contorizare, asta căutam acest cuvânt. Balanță. Nativii Balanță cu soarele pe ultimele grade în semnul vostru. Astăzi încă sunteți așa super plin de entuziasm și cu destul de multă claritate în gândire, chiar dacă Mercur vine și aduce așa cât o brumă de, să le spunem, gânduri negative. Dar totuși voi vă mențineți bine. Poate să vină așa un pic, vine până la ușă, bate și apoi fuge. Nu o să intre un musafir nepoftit în mintea noastră, dar poate să bată de mai multe ori la ușă și să enerveze. Astfel că, deși voi sunteți plini de entuziasm, vor fi persoane care vor încerca să vă enerveze astăzi. Păstrați-vă calmul, cam în două cuvinte, cam asta vreau să vă spun. De asemenea, cei care urmează să faceți ceva achiziții, verificați cu atenție tranzacțiile, da? Scorpion.
Nativii Scorpion vor avea ceva discuții în cuplu. Nici la locul de muncă nu se simt foarte bine astăzi, pentru că sunt niște ședințe lungi, interminabile și poate chiar neplăceri cu familia partenerului. Adică vin multe din toate părțile. Începeți săptămâna nu neapărat într-un mod optimist, dar să sperăm că până la final de zi vă prindeți așa forță și rezolvați din treburi. Respirați adânc și vedeți care este situația și care e partea bună. Ce puteți să faceți, care e scopul. Nu vă agitați. Săgetător. Nativii săgetător au nevoie să își asculte mai mult inima, intuiția, pentru că inima și intuiția voastră vă va conduce foarte bine. Deci inima te conduce cel mai bine în cazul de față. Ai nevoie să iei o decizie, ești pus în fața unei alegeri. Nu știi ce să iei, stânga sau dreapta, analizezi toate punctele de vedere, vezi de ce vrei un lucru și de ce îl vrei și pe celălalt. Poate există o cale de mijloc sau poate că niciuna nu ți este favorabilă. Mai așteaptă. Nu vă grăbiți astăzi, nativi săgetători. Capricorn. Nativii Capricorn au nevoie să își dea seama care sunt dorințele lor cele mai mari, pentru că voi v-ați dus energie să îndepliniți dorințele celorlalți, dar nu știți care e dorința voastră cea mai mare, adică poate că o știți, dar nu conștientizați niște lucruri sau nu ați făcut planul pentru a atinge acea dorință. Și astăzi este momentul să vă puneți clar în minte, băi, asta e dorința mea, eu o să ajung la ea pe traseul ăsta, gata, mă pun pe drum și ăsta e, nu mai stau să pierd vremea. Foarte important să nu mai pierdeți vremea ducând energie pentru alții și pentru voi mai puțin. Vărsător. Nativii vărsător sunt un pic frustrați astăzi. Încep săptămâna așa în frustrare pentru că li se blochează foarte multe. Le veți rezolva, dar se blochează financiar, se blochează traiul vostru sau nivelul vostru de trai. Vă e teamă să nu vă pierdeți nivelul la care sunteți. Nu o să vă pierdeți, stați liniștiți, doar că aveți nevoie să faceți niște schimbări și să eliberați frustrările astea și blocajele astea. Poate că un pic de iubire de sine nu ar strica pentru voi și să vă faceți astăzi un mic cadou. Pești. Nativii pești astăzi sunt înclinați către natură. Tot ce înseamnă chestii naturiste, natură, uleiuri esențiale. Începe săptămâna așa un pic înclinați către partea asta mai bio. Și asta este foarte bine. Masaj, spa, o terapie, o discuție cu un psiholog sau, mă rog, ce vreți voi, terapeut, nu contează. Poate chiar să scrieți în jurnalul vostru. De asemenea, peștii astăzi vor ajunge la o concluzie pe care au mai avut-o, dar pe care nu au luat-o în considerare. Dragii mei, vă mulțumesc că sunteți alături, vă mulțumesc că vă lăsați sufletelele în mâinile mele și sper să fac o treabă din ce în ce mai bună. Gânduri magice către voi și să ne reauzim cu bine și să ne revedem!